Contradicțiile dintre cei doi lideri gorjeni ai Partidului Social-Democrat, Florin Cârciumaru și Ion Călinoiu, pe marginea desemnării candidatului pentru Senat, au luat sfârșit. Astăzi, socialdemocrații au acceptat ca în lupta pentru Senat să intre Mihnea Costoiu, la propunerea președintelui PSD Gorj. S-a lăsat întârziat, parcă, numele candidatului. Am și stabilit candidatul PSD pentru această funcție pe Colegiul 2 Senat Gorj, în persoana domnului ministru Mihnea Costoiu. Liderii din opoziție consideră că strategia PSD de a amâna numirea candidatului a avut ca scop păstrarea unei imagini impecabile a lui Mihnea Costoiu. Totodată, liderul PMP Gorj, Nicolae Davițoiu, susține că prin candidatura ministrului, șefii socialdemocrați de la Gorj au fugit de responsabilitate. Liderii locali ai PSD-ului au fugit de o candidatură pe acest colegiu și au găsit de cuvință să-l aducă pe domnul Mihnea Costoiu. Prin această nominalizare, eu cred că le-a mărit șansele celorlalți aspiranți la această funcție pe acest colegiu. De cealaltă parte, liberalii speră la o campanie curată. Nu am decât să-i urez mult succes și să cred că va fi o campanie curată între candidați care își doresc să ajungă în Senatul României pentru a putea face câte ceva pentru județul Gorj. Mihnea Costoiu este în prezent ministru al Cercetării și Dezvoltării. Acesta a acceptat cu greu candidatura, 3 termene anunțate de socialdemocrații gorjeni fiind depășite, pentru că gorjanul devenit bucureștean nu se putea hotărî dacă să accepte sau nu propunerea. Ca un politic în timpul guvernului PSD din 2001-2004, Mihnea Costoiu a ocupat funcția de secretar general al Ministerului Educației, sub mantaua Ecaterinei Andronescu. Ulterior a devenit ministrul Educației. Cât despre afacerile viitorului candidat la Senat pe Colegiul 2 din Gorj, Costoiu a fost partener de afaceri cu Ion Negricioiu, cunoscut drept Nei în Târgu Jiu. Acesta a fost arestat după ce polițiștii au stabilit că cei doi au făcut afaceri necurate în domeniul mineritului prin firmele pe care le administrau. Mihnea Costoiu a scăpat bazma curată la acea vreme, iar acum e pregătit să se arunce în lupta pentru ocuparea scaunului de senator lăsat liber de Tony Greblă prin plecarea la Curtea Constituțională.